Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli pentru o țară, pentru o națiune. Veniturile sunt reprezentate de încasări din taxe, impozite, accize și așa mai departe, iar cheltuielile sunt cu pensii, salarii, cheltuieli de capital, investiții și așa mai departe. Diferența aceasta reprezintă deficitul bugetar, la care, sigur, se mai pot adăuga deficitul asigurărilor de sănătate, sociale de sănătate și deficitul bugetului de pensii sociale. Banca Centrală Europeană este BNR-ul zonei euro. Stabilește politica monetară, dobânda pentru moneda unică europeană, pentru întreg spațiul euro. Nu pentru întreaga Uniune Europeană. Da? Pe noi ne pot influența deciziile pe care Banca Centrală Europeană le ia prin două mecanisme, să spunem. Sau există două influențe pe această parte. Tăria sau puterea monedei unice europene, un euro întărit va duce automat la un leu ușor defavorizat în raport cu moneda unică europeană, pe de o parte, pe de altă parte, deciziile de politică monetară pentru spațiul euro influențează principalii noștri parteneri comerciali, spre exemplu Germania, care este țara, națiunea către care noi avem cele mai importante exporturi. Deci așa ne influențează. E foarte bine că nu am trecut, dintr-un anumit punct de vedere. Moneda unică europeană prezintă și avantaje, dar și dezavantaje în situații specifice. În momentul în care ai o țară, o economie care nu își poate corecta deficiențele prin restructurare, investiții, reorganizare și așa mai departe, atunci ultima pârghie sau politici fiscale sau politici monetare proprii, da? Atunci ultima pârghie care îi mai rămâne pentru a redresa lucrurile este jocul, în ghilimele spun, valorii monedei, respectivei monede naționale. Cu alte cuvinte, deprecierea monedei respective. Cum a fost cazul zlotului, cum a fost cazul leului la apogeul crizei financiare de acum 10 ani. În lei, întotdeauna.